Bradul de Crăciun, înalt de 20 de metri, a fost amplasat în centrul pietonal din municipiul Târgu Jiu, acolo unde se instalează și ornamentele speciale din acest an. Noutatea este instalarea cupolei de lumini deasupra Târgului de Crăciun, unde își vor comercializa produsele un număr de 16 comercianți. Pentru prima dată, municipiul Târgu Jiu vom avea o cupolă sub care vom avea 16 căsuțe pentru comercianții de produse tradiționale din județul Gorj. Și mai mult decât în plus, avem pe Băgița Mărioara, va expune începând cu data de 1 decembrie până la sfârșitul acestui an. Noi încercăm să o păstrăm chiar mai mult în Târgu Jiu, produse tradiționale și bucate alese pentru cetățenii care ne vor vizita. Oamenii se vor putea bucura și în acest an de iluminatul festiv, întrucât autoritățile au încheiat un contract care nu intră sub incidența ordonanței austerității. Din păcate, pentru cei mici, aceștia nu vor mai primi anul acesta cadouri de la primărie. Ceilalți, edil din Gorj, au renunțat și la luminițe. Unii punem luminițe, unii nu punem, unii facem ce vrem, alții nu facem. Cred că nu mai punem nicio luminiță. Am niciun plan pentru sfârșitul de an. Nu se mai dă cu artificii care, mă rog, nu era o prioritate din punctul meu de vedere. Albe aș fi dorit să pun doar în centrul localității, că de câțiva ani numai în centrul localității îmi permis să pun ghirlande unde e școala generală și unde sunt copiii și să simtă și ei acolo când se duc în centrul localității că a venit Crăciunul și Revelionul. Majoritatea primarilor din Gorj susțin că măsurile de austeritate umbresc anul acesta sărbătorile de iarnă.